Clubul de karting Real Racing s-a prezentat cu 9 piloți la ultima întrecere cuprinsă în calendarul competițional al Federației Române de Karting pe anul 2014, Cupa României. Pe circuitul AMC Kart din Tunari-Ilfov, scuderia managerului Constantin Răileanu a fost reprezentată la toate cele 5 clase de putere, iar la capătul întrecerii a reușit 7 clasări pe podium, dintre care 3 pe cea mai înaltă treaptă. Prima victorie a venit la clasa de putere a celor de 7 până la 9 ani, acolo unde vicecampionul național Alexandru Iancu a reușit să-și ia revanșa în fața campionului Matia Curuia de la GMS Performance. În primele două manșe calificative și ulterior în prefinală, Iancu s-a impus de fiecare dată, astfel că în marea finală a luat startul din pole position, avându-l alături pe Matia, și acest ultim act a decurs pe aceleași coordonate, astfel că Alexandru Iancu a intrat în posesia Cupei României la clasa Pufo, urmat pe podium de Matia Curuia. A fost foarte bine. N-a fost deloc greu, fiindcă l-am ținut foarte mult în spate pe Matia, am avut încredere în mine și pentru mine a fost foarte bine, fiindcă am prins mai mult curaj și că am fost pe locul 1. Real Racing a mai acaparat un trofeu la aceeași clasă de putere prin Vlad Cianga, cel care în finală a trecut linia de sosire al treilea. Cupa României mi-a plăcut foarte mult, fiindcă a mers foarte bine, timpii au fost din ce în ce mai buni, până au reușit să fie excepțional și într-un final, din câte am trecut, așa, mai aproape, mai departe, a fost foarte greu. Dar într-un final am reușit să mă calific pe un loc bun. În lipsa lui Andrei Ponta, campionul național al clasei mini, rezervată celor de 9 până la 12 ani, favoriți la câștigarea trofeului se părea că vor fi Christopher Schlett de la Real Racing, locul 3 în campionatul național, și reprezentantul clubului Andy Racing Team, vicecampionul național Andrei Carcea. De altfel, cei doi și-au alternat victoriile în manșele preliminare și cursa prefinală, însă ultimul act, cel decisiv, evident, avea să ne ducă la tradiționala zicală, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Christopher Schlett s-a aflat în frunte până dincolo de jumătatea ultimului tur de pistă, moment în care colegul său de club, Andrei Mărgărit, aflat în primul an la această clasă de putere, după ce în sezonul precedent a luat titlul național la clasa Pufo, a reușit o depășire spectaculoasă cu 6 viraje înainte de finalul cursei și a păstrat poziția până dincolo de linia de sosire și, oarecum surprinzător, a intrat în posesia prețiosului trofeu, Cupa României, secundat de colegul său, Christopher Schlett. Doream să câștig pentru că este și primul an în această categorie și eram și cel mai mic, deci a fost foarte bine. Păi acest final de cursă mi s-a părut foarte bine, chiar dacă am ratat câteva antrenamente vineri, că am avut școală. Treapta a treia a podiumului de premiere la Cupa României a fost ocupată de vicecampionul național Andrei Carcea. Această competiție pentru mine a fost foarte... foarte grea, pentru că am luptat toți de la egal la egal și mi s-a părut o cursă foarte frumoasă. Clasa de putere KF Junior a prilejuit clubului Real Racing alte două locuri pe podium. Vicecampionul național Daniel Vasile a avut ceva de lucru în lupta cu reprezentantul clubului Scat Kart Târgu Secuiesc, Nicolas Pascu, asta până în marea finală, pe care a câștigat-o destul de clar. Pascu a trecut linia de sosire al doilea, în timp ce trofeul pentru locul al treilea a revenit scuderiei Real Racing prin Alexandru Dina. Același club a obținut cel de al șaptelea trofeu la clasa Prickindale-ilor în vârstă de 5-6 ani, acolo unde Tudor Drăgan a avut o finală de excepție și, chiar dacă a luat startul din rândul al doilea, a reușit să treacă linia de sosire al doilea, în urma surprinzătorului învingător Octavian Costache. Surprinzător pentru că favoritul întrecerii era Darius Babaioana, învingătorul ultimei etape din campionatul național și câștigător al prefinalei, care i-a adus pole position în ultimul act din Cupa României. Micuțul Darius a trebuit să se mulțumească cu locul al treilea, același pe care l-a obținut și în clasamentul general final din campionatul național. A fost bine. Cerca să fiu pe 1 de la start, am plecat pe 1, dar cu energia mea m-a depășit, pentru că am avut un motor mai slab, care verișoara mea Denisa a fost ultima în manșa trecută de ieri. Și data viitoare, când o să merg la cealaltă pistă, o să încerc să iau pe 1. Mulțumesc lui Pasăre. Reprezentantul clubului Tomis Kart Constanța, Eric Enache, nu a prins podiumul în Cupa României, dar rămâne cu satisfacția că deține titlul de vicecampion național la capătul acestui sezon. A fost bine. Am ieșit pe locul 4.
și la Cupa României. Anul viitor să câștig. Și crezi că ai șanse? Da. Evident că scuderia Real Racing va fi reprezentată masiv la Gala Campionilor, ultima acțiune pe care Federația Română de Karting o pregătește pentru finalul lui 2014.